Dușeala de acasă n-a fost ușor de suportat nici după lăsarea serii. A fost noapte albă în toată țara României. S-au răcorit la strand, în parcuri sau pe terase. Până dimineața! Cive! Cu mic, cu mare, bucureștenii s-au dus noaptea la piscină. Au notat, s-au răcorit și apoi s-au pus pe joacă. Vremea destul de frumoasă și seara, prietenii, apa caldă. Seara mai liber. Evităm căldura din casă, cei care n-au aer. Alții au preferat să stea la terase și să ciocnească o halbă cu prietenii. În cazul în care nu ești plecat la mare, la munte, o bere în centru veche, ceva recomandabil. Astăzi am făcut două dușuri reci și, după cum vezi, se cere și o bere. Nici după miezul nopții, temperatura din București nu a scăzut sub 26 de grade Celsius. Și la Sibiu a fost la fel de cald. Atât de cald încât fântânile din Piața Mare a orașului au fost folosite pe post de dușuri. Ieșenii au ieșit în parc să mai scape de căldura din case. Pentru că este foarte cald afară în timpul zilei și nu se poate sta și preferăm să ieșim noaptea. Tot în parcuri s-au refugiat și orădenii, acolo unde câțiva tineri au susținut și un concert ad hoc ca să treacă noaptea mai vesel.